Coronavirus. Măsuri de prevenție. Evitați cu prioritate expunerea persoanelor în vârstă și a celor cu imunitate scăzută către alte persoane cu simptome de gripă sau răceală. Rămâneți acasă dacă aveți simptome de gripă sau răceală și sunați medicul de familie pentru a solicita sfaturi. Nu mergeți din primul moment la unitățile de urgență. Dacă vă aflați în autoizolare la domiciliu, respectați cu strictețe recomandările autorităților. Nu părăsiți sub nicio formă domiciliul pe perioada celor 14 zile. Semnalați autorităților orice caz despre care aveți cunoștință că ar fi putut intra în contact cu o persoană confirmată cu noul coronavirus sau ar fi venit dintr-o țară afectată și care nu se află în izolare. Sunați imediat medicul de familie dacă ați călătorit în zonele afectate de coronavirus, chiar dacă la momentul respectiv nu se aflau pe lista zonelor aflate sub alertă. În cazul în care nu puteți contacta medicul de familie, apelați la Direcția de Sănătate Publică din județul dumneavoastră și în ultimă instanță la 112. Atenție! În cazul în care încălcați regimul autoizolării la domiciliu, riscați amendă de până la 20.000 de lei, precum și dosar penal în cazul în care contribuiți la răspândirea virusului. Pentru mai multe detalii cu privire la infecția cu coronavirus, sunați la numărul de pe ecran. Informează-te din surse sigure!